Suntem la cortul întâlnirii din Mărcești, am avut un timp binecuvântat aici, împreună cu biserica. Avem niște surori extraordinare, au pregătit o masă delicioasă pentru copiii săraci din Mărcești, Dumnezeu să le binecuvinteze. Avem aici echipa Bisericii Speranța. Ce mâncare delicioasă ne-ați făcut! Mulțumim din toată inima! Sora Liliana, vă mulțumim din toată inima pentru masa asta delicioasă pe care ați pregătit-o. Se vede că sunteți în dragostea din tâi, iubiți pe Dumnezeu.